Capitolul 5. Moise și Aaron s-au dus apoi la faraon și i-au zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de trei zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și Împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre! Faraon a zis: Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l faceți să și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea, faraon a dat următoarea poruncăi isprăvniceilor norodului și logofeților. Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea crămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși? Să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși. De aceea strigă mereu: Haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru! Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Ispărnicii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: Așa vorbește faraon. Nu vă mai dau paie, duceți-vă singuri luați paie de unde veți găsi. Dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului, ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi siliau zicând: Isprăviți-vă lucrul zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui faraon. Pentru ce li se zicea, nații isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la faraon și i-au zis: <fie> Pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi! Ba, încă, robitei sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat! Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți, haidem să aducem jertfe Domnului. Acum, duceți-vă în dată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea, nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucrul cuvenit unei zile. Când au ieșit de la faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron care îi așteptau. Și le-au zis: Să vă vadă Domnul și să judece! Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și slujitorilor lui! Ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare! Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Capitolul 6. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeul cel atotputernic. Dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care îi țin egiptenii în robie, și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel, Eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da o în stăpânire, eu, Domnul. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Dute de vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului, Iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine, care n-am o vorbire ușoară? Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoate din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Iată că petenile familiilor lor. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. Enoch, Palu, Hetzron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. Fiii lui Simeon. Gemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Tsohar, și Saul fiu născut dintr-o femeie cananită. Acestea sunt familiile lui Simeon. Iată numele fiilor lui Levi după spița neamului lor, Gershon, Chehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost 137 de ani. Fii lui Gershon, Libni și Shimei și familiile lor. Fii lui Chehat, Amram, Izehar, Hebron și Uziel. Anii vieții lui Chehat au fost 133 de ani. Fiii lui Merari, Mahli și Mushi. Acestea sunt familiile lui Levi după spița neamului lor. Amram a luat de nevastă pe mătușă sa Iochebed și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost 137 de ani. Fiii lui Izehar, Core, Nefeg și Zicri, fiii lui Uziel, Mishael, Elțafan și Sitri. Aaron a luat de nevastă pe Elișeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahșon, și ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fiii lui Core, Asir, Elcana și Abiasaf. Acestea sunt familiile coriților. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea i-a născut pe Fineas. Aceștia sunt căpeteniile familiilor leviților cu familiile lor. Aceștia sunt Aaron acela și Moise acela, cărora le-a zis Domnul. Scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoate din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aaron acela. Când a vorbit domnul lui Moise în țara Egiptului, domnul a zis lui Moise, Eu sunt domnul. Spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea domnului, Iată că eu nu vorbesc ușor, cum are să mă asculte faraon? Capitolul 7. Domnul a zis lui Moise: Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon, și fratele tău Aaron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce ți voi porunci eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși, Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului, și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Moise și Aaron au făcut cele poruncise Domnul, așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aaron de 83 de ani, când au vorbit lui Faraon. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, dacă vă va vorbi faraon și vă va zice faceți o minune, să zici lui Aaron, ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui faraon. Și toiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aaron s-au dus la faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aaron și-a aruncat toiagul înaintea lui faraon și înaintea slujitorilor lui. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori, și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Domnul a zis lui Moise: Faraon are inima împietrită, nu vrea să lase poporul să plece. Du-te la Faraon dis de dimineață, când are să iasă să se ducă la apă și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe și să zici lui Faraon, Domnul, Dumnezeul evreilor, m-a trimis la tine să-ți spun, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească în pustie. Dar iată că până acum n-ai ascultat, Acum, așa vorbește Domnul. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, și ele se vor preface în sânge. Peștii din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron. Iați toiagul și întindeți mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor și peste toate bălțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn cât și în vasele de piatră. Moise și Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul și a lovit apele râului, sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui. Și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit, râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului, și a fost sânge în toată țara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Toți egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Au trecut șapte zile după ce a lovit Domnul râul. Amin.